Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Alexandru Slusar, director executiv al Asociației Forța Fermierilor, membru în cadrul Consiliului Energocom, fost vicepreședinte al Parlamentului. Domnule Slusar, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Haideți să începem astfel, încât dumneavoastră să rămâneți un pic mirat de prima întrebare. Eu nu știu câte cărți sau filme despre spioni ați văzut și ați lecturat de dumneavoastră, dar eu voiam să vă întreb ceva în contextul acestui scandal din ultimele zile care are loc între Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. În încercarea de a explica populației ce se întâmplă, doamna Veronica Drăgălin, șefa de la Procuratură, a făcut o declarație care pe tare multă lume a uimit-o puternic. Declarația sună cam în felul următor: Procuratura și CNA-ul au reușit să infiltreze persoane la cel mai înalt nivel în grupuri criminale organizate. Noi avem surse care ne oferă informații despre aceste grupări, care sunt planurile lor de mai departe. Noi reușim să înregistrăm video, audio și ei se simt în pericol. Și ei fac asta acum tot posibilul să ne destabilizeze. În ultimele săptămâni am reușit să acumulăm probe pe cazuri de rezonanță, mai zice doamna Drăgălin. Până acum nu s-a reușit așa ceva. Acum avem mai multe oportunități să-i lovim pe toți cei care pun Republica noastră în pericol, a spus șefa de la Procuratura Anticorupție. Eu în spionaj nu percep, dar vă întreb pe dumneavoastră, chiar dacă tot nu percepeți, a anunța public că a infiltrat agenți în structuri criminale, nu credeți că un pic ieșit din comun o atare afirmație de la șefă, nu de la un comentator politic? Eu o fi eu nu tare pricep în spionaj și toate aceste jocurile. Nu știu dacă este o informație reușită și cu cât această informație ajută anchetelor pe cazuri de rezonanță. Recunosc că eu cam pe de ogă nouă ultima perioadă urmăresc tot ce se întâmplă în domeniul justiției. Văd anumite lucruri care mă îngrijorează. Din punctul meu de vedere, iarăși, ca poate așa, semi-diletant, spectator, dar care are un pic de experiență în politică, mi se pare că totuși mai mult ceea ce face doamna Drăgălin ține de luptă pe interior, luptă instituțională, care în ultima perioadă deschis a ieșit la suprafață. Noi vorbim despre relațiile între Procuratura Anticorupție și CNA. Că aici, iarăși, îi place cuiva, nu îi place, dar trebuie de aruncat piatra în ograda guvernării. În 2019, când noi mergeam în campania electorală într-un bloc, și în 2021, în programe electorale, și a blocului, și a PAS-ului, a fost ideea că totuși Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție dublează unul pe altul. Și în mod normal noi trebuie să mergem spre formula DNA, România. Din punctul meu de vedere, iarăși, nu sunt specialist în justiție, eu tot pledez pentru comasarea acestor două instituții. Dar nu s-a întâmplat. Din motive necunoscute pentru mine, cel puțin, noi am văzut că CNA a fost schimbat șeful, a fost desemnată altă persoană. Această persoană, cumva tot pe linia lui de instituțională, încearcă să convingă societatea și conducerea țării despre, în privința necesității menținerei CNA. Procuratura Anticorupție și Procuratura în general se vede că are altă părere și iată toate aceste disensiuni instituționale interne, cum eu am menționat, au ieșit la suprafață. Și eu mai mult privesc această declarație a doamnei Drăgălin ca rezonanță la această luptă în care, repet încă o dată, conceptual, eu, de exemplu, consider că Procuratura Anticorupție are dreptate și cine a în formă în care ea există acum, nu este clar rolul CNA și, din punctul meu de vedere, trebuie să fie comasat cu Procuratura Anticorupție. Dar, totodată, ceea ce se întâmplă,
cred că urmărește nu doar anumite scopuri legate de combaterea corupției, dar noi am văzut și acele video, plângeri ofițerilor de CNA, ieșiri, sculări, intrări. Asta mai mult miroase a luptei interne decât proceselor de curățare sau proceselor de combatere a corupției. Pentru că ați spus și dumneavoastră și confirm și eu, bineînțeles, că aveți o anumită bogată experiență politică. Noi vreodată în timpul vreunei guvernări am mai avut așa lupte interne dintre instituții la nivel public? Ele existau tot timpul. Așa. Ele existau tot timpul și, nu vă fie de mirare, lupta acerbă era și în perioada lui Plohotniuc. Și noi știam că tot era lupta între aceste instituții. În cadrul Ministerului Afacerilor Interne era o luptă moarte și viață între Jăzdan și Căvcăliuc. Adică toate aceste jocuri instituționale de sub covor existau tot timpul. Asta în mare parte se datorează lipsii reformelor și nu știu chiar dacă erau făcute reforme autentice, oricum anumite disențiuni instituționale exista. Altă întrebare că în perioada mai dictatorială, spunem așa, că aceste momente nu putut să iasă de pe interior, că era un pahan care ținea mâna și orice încercare de a scoate fum din casă, imediat era curmat. Pe dânsul aranja că pe interior era această concurență, că unul făcea pe altul, scriau, veneau la dânsul, el avea un rol de arbitru, un fel de arbitru. Dar cu condiția că să nu fie ieșită nicio informație publică. Așa că acum un pic s-a schimbat situația politică. Timpurile mai vegetariane sub aspectul politic, doamna Drăgălină a câștigat concursul, ea nu are legături cu clanuri interne, cel puțin nu avea. A venit de peste hotare și cred că nu crede că datorează cuiva și trebuie să ascundă anumite idei și lucruri. Când are ce de spus, spune. Nu neapărat, eu nu vreau să o justific pe doamna. Eu repet încă o dată, nu mi se pare normal pentru țară să fie această luptă scoasă și arată prost. Dar asta se datorează faptului că doamna Drăgălin se simte foarte autonom și chiar merge cu declarațiile mai departe decât noi suntem de prinși. A câștigat concursul, credeți dumneavoastră? Nu, cel puțin oficial. Cel puțin oficial. Noi am văzut ce a fost, dar iarăși, juridic, până la probă contrariu, eu mă pornesc cu ideea că ea a câștigat concursul și nu pot nega faptul că ea a venit de peste hotare și n-ar trebui să aibă legături cu niciun clan în cadrul procuratorii. Ca să încheiem subiectul, reforma justiției a murit înainte ca să fie concepută? Sau încă durează? Ea merge lent. Ea merge nu așa cum ar trebui din punctul meu de vedere, ea merge inconsecvent, fragmentar, dar totuși ceva se întâmplă. Eu am avut altă părere, alt concept, chiar dacă, repet încă o dată, eu nu sunt specialist. Eu tot timpul credeam că noi trebuia să ne pornim reieșind din declarația despre stat capturat. Și ceea ce se face acum lent și greu trebuia să fie făcut mai rapid, dacă nu în 2019, în primele două săptămâni când la Dodon tremura totul, măcar în 2021, în primele două, trei luni. Nu, băieții au ales altă calea și eu nu pot să spun că nu merge nimic, că oricum, iată ceea ce s-a întâmplat cu asociația judecătorilor, adunarea, totuși până la urmă trendul a fost schimbat și la mine există speranță că ceva o să meargă. Dar și eu și cred că și dumneavoastră și mare majoritate din societatea au așteptat și așteaptă rezultate mai repede. Viteza care este, viteza cu care noi, iată, la proteste, am ieșit cu tractoare 5 km pe oră și am blocat traseele, iată, cu așa viteză merge și reforma justiției. Vorbim și despre asta neapărat, dar continuăm cu știrile zilei, vă rog, domnule Slusar.
Partidul de guvernământ, în sfârșit, și-a anunțat candidatul pentru funcția de primar al municipiului Chișinău. Este vorba despre domnul Lilian Carp, deputat PAS, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Securitate, Ordine Publică și Apărare. Eu știu că dumneavoastră ați fost coleg cu dumnealui de bloc electoral, blocul Acum. Ce ne puteți spune despre domnul Lilian Carp ca personalitate, despre decizia politică a PAS-ului de azi, poate, vă rog? Desigur că această decizie a fost luată cu mare, mare întârziere. Și din punctul meu de vedere, mergea lupta internă în cadrul partidului, că au fost mai mulți doritori. Ceea ce eu știu și ceea ce eu poate nu știu, dar intuiesc iarăși din experiența politică, denotă faptul că această decizie a fost, punem așa, pe ultima sută de metri luată, când prin sondaje și prin analiză situației la rece, am înțeles că alți candidați, cum ar fi, de exemplu, Spânul sau Bolea, pur și simplu n-au ce căuta. Desigur, de la această decizie întârziată, a avut de câștigat actualul primar Ivan Ciban. Asta e fără doar și poate. Dar cu toată întârzierea, cu toate greșelile comisiei, eu trebuie să recunosc, cel puțin părerea mea personală, Lian Carp este unul din puținii fruntașii PAS pe care eu au respect. Eu am avut posibilitatea să lucrez cot la cot cu dânsul în cadrul comisiei privind ancheta furtului miliardului. În alte comisii noi am avut mai multe activități de dezvoluire în cadrul Parlamentului, mai multe scrisori, activitatea cu cariera, care noi, doar noi doi am obținut închiderea acestei cariere ilegale. Din punctul meu de vedere, chiar și cu întârziere, asta era unica variantă normală pentru PAS. Și dacă noi vorbim, la moment cel puțin, dacă cineva de la partidul de guvernare are șanse să lupte cu Ivan Ciban, din punctul meu de vedere este Lilian Carp. Mai ales că eu știu poziția lui, că el dorește altceva decât să meargă pe linia de partid. El vrea cumva, reușește, nu reușește, eu nu știu, dar eu vreau cumva să consolideze forțele pro-europene, pro-dreapta, naționale, cumva să facă o listă de unitate națională. Lucruri despre care eu nu odată am vorbit la nivelul național. Iată, eu cam din câte eu înțeleg, cam acest concept de campanie este o adeță. El are două, din punctul meu de vedere, două momente reușite. Și unul și o problemuță. Problemuța este legată de trecutul lui politic, și o să fie numai decât cumva încercările de a arunca pietrele în ograda lui din perioada Partidului Liberal. Când a semnat pentru Plahotniuc? Semnat. Eu știu condițiile în care el a semnat, cum a fost el șantajat, care a fost foarte urât cum s-a întâmplat atunci. Poate el o să povestească dacă... Din punctul meu de vedere, totuși, iată, prin cariera lui mai departe, el în mare parte a recuperat trecutul lui cu probleme. El a mers nu pretind să meargă pe listă în 2019, a câștigat circumscripția foarte complicată, în Parlament s-a manifestat destul de bine, și eu, din punctul meu de vedere, două momente pozitive și reușite. Pe de o parte, el are experiența în cadrul Chișinăului, el cunoaște problemele Chișinăului, cunoaște opera aceasta și el nu prea a fost de acord cu multe lucruri care făcea Dorin Chirtoacă. Pe de altă parte, el are posibilitatea cumva să consolideze pe electoratul unionist. Trebuie să recunoaștem. Chișinău votează nu doar după persoană, dar și votează politic. Nici alt candidat ca partea PAS-ului nu poate consolida electoratul în turul 2 dacă el va avea loc. Niciunul, din punctul meu de vedere. În afară de Carp. Așa că, păcat că s-a pierdut mult timp, dar din punctul meu de vedere, această decizie este reușită. Deja, cât e de liber el o să fie în selectarea echipei, cât e de liber el o să fie în organizarea campaniei, astfel decât să nu fie cumva strâns pe mâini și pe picioare de băieții ăștia, copilăriști ăștia de la PAS, de la Chișinău, în mare majoritate, care, din punctul meu de vedere, nu s-au manifestat
absolut deloc în cadrul Consiliului Municipal și n-au venit, iată, eu tot căutam cu toate pretenziile mele față de Ceban, dar eu n-am găsit nimic alternativă din partea celor de la PAS. Foarte important că conceptul lui domnul Carp cu consolidarea societății, consolidarea forțelor pro-europene, naționale, să fie eu liber în asta. Dacă reușește să convingă partidul să aibă libertatea, are șanse. Dacă iar o să înceapă lucru de sub covor, care jocurile de sub covor care erau până acum, cu implicarea unor fruntașe de la PAS, atunci o să fie mult mai greu. Timpul a rămas foarte puțin. Dar ce înseamnă dacă va avea loc turul 2? Nu, ceea ce eu intuiesc la moment, eu nu exclud, depinde de prezența. Și eu nu exclud că Ivan Ciban poate câștige în primul tur. Iar dacă eu nu câștigă în primul tur, atunci Lean Carp are, din punctul meu de vedere, șanse să mobilizeze electoratul pro-european, unionist în turul 2. Iarăși, totul depinde de campania lui, și, iarăși, de campania lui Ciban și de prezența la vot. Și o ultimă întrebare spre locale. Dumneavoastră, la ce vă așteptați de la această electorală din Chișinău? Ca de obicei, lupta geopolitică sau măcar de data asta se va vorbi despre proiecte? Oricum, fără luptă geopolitică, mai ales în situația actuală geopolitică, nu este posibil în Chișinău. Ne place, nu ne place, dar Chișinău nu votează doar așa cum o să fie în alte localități, raioane, nu votează strict pe proiecte, pe oameni, pe idei. Oricum, și noi asta am văzut pe mai mulți de mai multe ori, cu așeași chertoacă, care deja a treilea mandat, din punctul meu de vedere, el nu a avut ce arăta Chișinău, din punctul meu de vedere. Dar a câștigat a treilea mandat strict după votul geopolitic. Alta întrebare, că dacă o să fie doar votul geopolitic, adică campania geopolitică, dacă eu azi am văzut cum vorbea unii de la PAS și cum vorbea Carp. Dacă o să meargă strict pe linie geopolitică și de vorbit numai că Ivan Ciban este mâna Kremlinului, nu ajută. E nevoie de ceva alternativă reală. Da, asta este un fondal de bază, dar oricum tu trebuie să vii cu proiectul tău de Chișinău, proiectul tău de oraș. Cum dezvolți, de unde atragi fonduri, ce vrei să schimbi, dacă e ceea ce au făcut Ciban, spui că de fațadă, trebuie să spui cum vrei să faci mai profund. În rest, din punctul meu de vedere, o să fie ca niciodată componența consiliilor raionale pistrită. Atâtea partide și partiduțe au apărut și merg pe clanuri, merg pe toate, este, eu am văzut câte congrese, toate. Eu nu cred că, iată, dacă în perioadele precedente erau situațiile când totuși partidul de guvernământ sau partidul de opoziție câștiga detașat vreo 6, 7, 10 consilii raionale și nu era problemă să pună ei numai președinte, eu cred că data aceasta, poate cu mici excepții, peste tot trebuia să facă coalițiile. N-a să fie niciun consiliu raional în care un partid să câștige. Se pare că nu coaliție din două partide, ci din mai multe partide. Și din mai multe partide, da. Și aici aveți dreptate. Și nu cred că o să fie suficiente coalițiile cu două partide. Eu am văzut cum merge migrarea dintr-un partid în altul, ce se întâmplă, apare alte proiecte, partide, cu echipele președinților de raioane care au fost cu Plohotniuc, migrează cineva încolo, cineva încoace. Am observat toate aceste mișcările și eu cred că în consiliile raionale o să fie prezent mai mult de 10 partide. Foarte multe. O să fie foarte greu de administrat, deși eu aș prefera, și aici cred că închei, că n-ar trebui să existe aceste raioane. Și asta tot e greșeala guvernării, că în 2 ani reforma descentralizării, consolidarea autonomiei locale și implicit reforma administrativ-teritorială care trebuia să reiasă din descentralizare și consolidarea autonomiei locale, această reformă nu a avut loc. Și noi iar 4 ani străim cu moștenirea sovietică, consiliile raionale care sunt absolut ineficiente. Și iar o să meargă acolo oamenii numai pe principiul sinecurii politice. Dar care e problema guvernerilor, oricare ar fi aceasta, când vine vorba despre reforma raionilor? Sinecura politică.
În primul rând, tu trebuie să-i dai de lucru la oamenii tăi acolo în raion care merg prin gloci în oroi în campania electorală. Și doi la mână, frică să pierd voturile. Că tu nu poți formulezi. Toate guvernările nu au putut normal să explice ce înseamnă descentralizare și ce înseamnă consolidarea autonomiei locale. Și când ei mergeau cu ideea lichidării raioanelor, numai asta discuta, că raioanele nu o să fie și voi o să merge după fiecare spravcă în Chișinău, că nu știu ce, nu știu cum, și asta e pierderea de voturi și nimeni nu a vrut să facă reformă. Dar trebuia să pornească invers, să pună accent pe primăriile, să nu fie lichidarea primăriilor ca primul scop, dar din contra să fie relațiile Chișinău-primărie, în țara așa de micuță cum e Moldova, trebuia să fie pus pe prim plan. Și să fie maximum atribuții delegate la nivelul întâi, la nivelul administrativ teritorial, la unitățile administrative teritoriale de primul nivel. Asta trebuia să fie. Dacă nu ar trebui să, nu era nevoie de schimbat Constituția, eu în general nu înțeleg pentru ce noi avem nevoie de nivelul 2. Țara așa de mică, nivelul 2, asta numai cheltuieli banilor în van. Pur și simplu în vânt să duc miliarde de lei pentru nivelul 2. Așa țara micuță cum este Republica Moldova, pentru ea era suficient nivelul 1 și Chișinău. Doar descentralizarea veritabilă. Primăriile să aibă toate pârghiile, atribuțiile administrative, patrimoniale, financiare, juridice, delimitarea proprietății de toate felurile. Cu părere de rău, iarăși, guvernarea actuală, alergând după voturi, merge ca și guvernările precedente. Hai să mai lăsăm raioanele, mai ales că și noi avem oameni acolo și de grabă sunt alegerile prezidențiale și parlamentare, o să avem nevoie de voturi. Hai să nu lăsăm pentru viitoarele guvernări să rezolve această problemă. Și așa 32 de ani. Ei spun tot timpul că 30 de ani nu s-a făcut nimic. Eu pot să spun deja 32 de ani nu s-a făcut nimic în acest domeniu. Cu 2 ani de guvernare actuală. Continuăm, dar trebuie, vă rog, să luăm câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Înainte de publicitate, domnule Slusar, vorbeam noi despre problemele create de aceste administrații locale prin prisma acestor raioane. Toți amână marele reforme, le amână și le amână. Întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi cât poate dura această amânare dacă citim, iată, un scurt raport venit în baza datelor de la Biroul Național de Statistică. Minus 114.000. Cu atât s-a redus populația Moldovei în ultimii 2 ani. Este cea mai mare depopulare a țării înregistrată vreodată. În fiecare săptămână din Moldova dispare populația unui sat. În 2 ani au murit și au plecat peste hotare populația echivalentă a 115 sate medii din Moldova. Această reducere dramatică a fost determinată de 2 factori de bază. 1. Sporul natural negativ, ori în 2 ani în Moldova au murit 25.300 de persoane, mai mult decât s-au născut. Este un antirecord absolut pentru noi. Și 2. Migrația. În 2 ani din țară au plecat 88.500 de persoane, adică anual câte un raion. Eu cred că aceste cifre, aceste rapoarte sunt pe masa guvernanților, oricare ar fi guvernările, nu dăm nume, nu zicăm ăștia sau foștii sau viitorii. Săptămânal, ei știu toate chestiile astea, nu neapărat că presa să le dea știri. Dar totuși reforme substanțiale nu se întreprind. Corect. Corect, și asta e mare problemă actuale guvernări. Sigur că mai mult trebuie să aruncăm toate aceste lucrurile în cărca guvernului precedent, care dădea vina pe război, pe orice, pe crizele energetice. Noi nu avem când să facem reforme, că la noi e război. Și da, asta, din punctul meu de vedere, e scuză absolut nejustificată, că noi deja ne apropiem, dacă mă tem să spun, dar dacă, nu știu, dacă n-am trecut punctul irreversibil. Și cifrele citate de dumneavoastră, ele în mare parte se datorează lipsei reformelor în economie, în primul rând. Adică lumea pleacă deoarece nu vede rost
să rămână aici, întrucât nu sunt posibilități de a face business, de a munci undeva, nu sunt locuri de muncă stabile. Guvernarea vorbește foarte mult despre integrarea europeană și, într-adevăr, anumite mișcări, anumiți pași sunt făcuți. Eu nu pot să spun, doar să critic, dar baza la orice proces, dacă noi vrem să nu morim toți pe la integrare europeană, cum în Bancul Șeaua, că pe drum nu toți o să fie hrăniți, cum se construia comunismul la Brejnev. Așa, înseamnă că baza trebuie să fie pusă economică. Dezvoltare economică. Și nu doar declarațiile, și nu doar prin TikTok-uri și digitalizări, și nu doar prin acumularea like-uri prin Facebook, lucru care se ocupă actualul ministru al economiei. E nevoie de niște programe solide de susținere, de gândit ce de făcut cu creditele, cu dobânzile, ce de făcut cu stimularea creierii locurilor de muncă, ce de făcut cu agricultorii. De care tip de agricultură are nevoie Moldova? Că până la urmă exodul merge în primul rând de la sate. Și satele rămân tot mai pustii, întrucât agricultorii care au legătura cu sate, ei acum, iată, sunt în fază de distrugere. Iar cei care vin în locul lor, ei n-au nevoie de sate și n-au nevoie de locuri de muncă. Eu încă o dată repet și nu voi obosi în a spune despre aceste companii transnaționale. La noi, tot mai mult și mai mult, agricultura se transformă în moșia la 3-4 companii care vin cu tehnica lor scumpă, care au nevoie de pământurile, de terenurile arabile, pe care se interesează 3-4 culturi cu valoare adăugată scăzută să fie exportate, să primească TVA la restituirea și optimizarea impozitării, au ceva, nu interesează. Ei nu au niciun interes față de păstrarea satelor, ei pentru nu interesează culturile intensive care creează numărul cel mai mare locuri de muncă, viticultura, pomicultura, legumicultura, pentru nu interesează să fie industrializată țara, să fie aici procesarea, și care tot asigură locuri de muncă și deja produsul iese de acolo cu valoare adăugată mai ridicată. Pidinșe interesează doar venituri și asta tipul de agricultură care pur și simplu lichidează locurile de muncă și accelerează migrația. Noi, recent, când am avut la ultima întâlnire cu prim-ministru, un agricultor din raionul Rezina a vorbit foarte corect și a dat acest exemplu. A spus, două sate avem în raionul Rezina. Unul, acolo toate terenurile la holding. Alt sat, acolo sunt agricultorii, mai mult de 15 agricultori, care în bază arendii lucrează. Iată, primul sat e mort deja. Gata, pur și simplu tot e mort. Că holdingul nu are nevoie de acest sat. A doilea sat se dezvoltă. Dar satele care sunt mai dezvoltate rămân tot mai puțin și mai puțin, iar satele care se află în fază moribândă, tot mai multe și mai multe. Și asta e modelul, asta e o parte componentă a economiei. Și acest lucru nu poți să combați cu declarațiile tari și nici cu summitul de la Bulboacă. Vorbim despre agricultori neapărat. Un piculeț ne întoarcem la economie, vă rog. Dumneavoastră l-a spomenit pe domnul ministru al economiei Laiba Dumitru, dar, ironic ați vorbit, dar el a spus așa, că în anul 2025 PIB-ul Moldovei va trece peste nivelul anului 1990, dinainte de independență, cu o condiție, că facem reforme mari, curajoase, care să ne asigure o creștere accelerată de 10% anual. Nu vă dă nicio speranță o atare afirmație, tot și viceprim-ministru, 10% anual a PIB-ului. Eu, în primul rând, nu văd cu ce trebuie să ne mândrim noi că tocmai în 2025 depășăm PIB-ul din 1990. Suntem unica țară post-sovietică care încă n-a depășit PIB-ul din ultimul an de URSS. În al doilea rând, eu știind foarte bine pe Dumitru Alaiba și în cadrul Parlamentului,
și în cadrul, când eu am devenit președintele Comisiei pentru Economie, Finanță și Buget, și chiar mă aud ce face eu la Ministerul Economiei, eu nu văd perspectiva pentru economie. O să fie tot virtual. Toată economia trebuie să treacă în Facebook și acolo. Eu e concentrat pe lucrurile care aparent sună frumos pentru două zile de știri. Dar fundamental, în profunzimea, eu nu văd niciun proces. Că să lichidăm ștampilele, că să trecem la digitalizare, că hai să facem ca Estonia. Păi trebuie să aducem estonienii aici. Dânsul nu răspuns încă la mai multe întrebări legate de comasarea în rec cu Consiliul Concurenței, de politica de cadre care el a dus, persoanele care au fost selectate de comisie în cadrul Consiliului Concurenței, în cadrul Agenției pentru Soluționarea Litigiilor, multe alte lucruri. Tot ce face el, iată, noi vorbeam de Ivan Ceban, care tot de fațadă facea. Așa se vorbește, că el e fundamental, nu a făcut nimic în Chișinău. Iată, eu pot să compar pe Alaibă, tot dacă să vorbim, tot ce și el propune, asta e pentru Facebook, pentru TikTok. Dar, în realitate, soluțiile de alternativă el nu propune pentru sectorul real. Iată, eu se luptă cu patentarea, cu sarmale, ești 6.000 de pensionari care au rămas patentare și care trebuie iarna în piețele este. Eu precis că au fost în campanie electorală în satele și știe că acolo o dată pe săptămână se face târgu, așa zis. Și târgul este în condițiile în care eu se află. Nu pot să lucra tu acolo cu aparatul de casă. Nu pot. Și acolo stau pe patente câteva băbuți, pensionare, pentru care asta nu e business, dar e supraviețuire. Iată, cea mai mare reformă a lui Alaibă, asta că este de la 1 iulie, acești patentari să aibă aparate de casă. Sau, iată, ștampiva trebuie să fie lichidată. Sau să facem mai mult, să informăm business prin TikTok-uri. Eu, pentru mine, eu de mult nu este credibil. Eu văd mai multe eforturi din partea prim-ministrului și acest program, iată, care el încearcă, 3-7-3 să facă, el înțelege că e nevoie de resuscitare economiei, că omul vine totuși de la sectorul real, de bine de rău. Dar, deocamdată, rezultate nu sunt. În afară de declarație prin Facebook, eu nu văd rezultate. Sectorul real și aceeași situație cu chiar din iarna, cum a ieșit industria. Cu ce a fost ajutată în 2 ani industria? Iată, industria de procesare, alte tipuri de industrie, cu tarife la gaze, cu tot ce s-a întâmplat, că au plătit o perioadă multă cele mai scumpe tarife, au fost ceva ajutor real de la Ministerul Economiei, în afară de declarație prin Facebook. Eu n-am văzut și nu văd în continuare. Eu nu cred că Dumitru Alaibă este capabil să facă reforme în afară undeva prin TikTok. Dacă eu poate să inviteze ceva, o rețea de socializare, ceva un Facebook, Alaibă, ceva de genul ăsta, poate. Dar cu cine nu vorbești din sectorul real, care se ocupă cu producerea reală, când aud de Alaibă, în cel mai bun caz îi râd, în cel mai rău caz este un factor irritant. Eu am spus din start că acest domn ar trebui să fie ministrul economiei, dar nu este prima și mă tem că nu este ultima greșeală a guvernării. Continuăm cu problemele, mergem la gaze naturale, dar o luăm de la capăt. Eu am să vă rog să-mi faceți o concluzie. Ce a fost asta? Deci o lună jumătate în urmă, prim-ministru ne anunță că la toamnă se vor ieftini gazele naturale. Renato Sat începe un scandal și spune că mai multe companii, de fapt, achită facturile două ori mai ieftin decât noi. Apare președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, explică ce se întâmplă. Premierul Recean convoacă Comisia Situație Excepționale și le arată din deget companiilor care cumva vor să treacă de la Moldova Gaz la privați, care ar putea să achite devierile. Încă două zile de scandal și se ieftinește gazul de la 30 la 18 lei. Alții insistă că de fapt trebuia să se ieftinească până la 11-12, adică și mai puternic decât s-a ieftinit. Noi am asistat la ce în ultimele două săptămâni, credeți dumneavoastră? La un vinegret în care au participat
mai mulți actori. Deci, pe de o parte, sunt consecințele greșelilor în administrarea a sectorului energetic din partea tovarășului Spână. Asta unul la mână și asta e de bază. Care, din păcate, iată aceste greșeli, guvernul nou, dat fiind faptul că oricum sprijinul politic în Parlament a rămas același, guvernul nou nu a putut să depășească repede. Și nici până în ziua de azi eu văd că se teme să depășească. Doi, a fost comunicare nereușită. Eu cred că până la anunțul unui politician despre toată această diferență de tarife, trebuia să iasă ministrul energiei și să explice acest lucru, mai ales dacă el a înaintat scrisoarea și primul a semnalat această problemă. El, cumva, prin tăcerea lui, el a dat apă la moara unui politician și asta deja a treilea element în acest vinegret. Asta PR politic din partea lui tovarășul Usatăi, care a aruncat tot în acolo, știind foarte bine că o parte e informația corectă și nu este spusă de el, primul de el, adică nu el e primul care a spus această informație. Altă informație este un pic manipulată, un pic denaturată, adică tot a fost aruncat pentru a impresiona publicul și pentru a relua cariera politică. Asta e evident, care e scopul care urmărește Renata Usată, pentru mine este clar și eu, din punctul meu de vedere, în mare parte s-a folosit de greșelile lui Andrei Spânu și de prea, haideți să spunem așa, că domnul Parlecov a dovedit să a fi prea tehnocrat, care nu prea a înțeles factorul politic aici și nu a ieșit la timp cu această comunicare. Dar dacă noi să analizăm esența problemei, sunt două greșeli de ce noi am plătit tariful mare. Și aceste două greșeli au fost de câteva ori spuse și de mult spuse. Prima asta, devierele tarifare, și noi din 29 lei am avut 7 lei devierele, așa zise, devierele tarifare care trebuia să plătim la Moldova Gaz. Și doi, gazul scump care a fost cumpărat în rezervă de peste 500 de milioane metri cubi. O tranzacție irațională și inoportună din punctul meu de vedere. Cel puțin ultimele 200 de milioane cu certitudine. Și iată, toate acestea au determinat prețul și tariful la gaz. În loc să analizăm cine este de vină în acest lucru, s-a făcut mai mult PR pe subiect, pe persoane care nu prea au avut tangență cu așa ceva. Deci trebuie să spunem din lucrurilor pe nume. Andriușa Spânu, care tare vroia să devină prim-ministru, nu a devenit prim-ministru. Și atunci el a spus că dacă nu prim-ministru, atunci dați-mi mie tot și puteți. Tot, eu vreau să fiu a doua persoană în acest stat. Și a devenit prim viceprim-ministru și a fost un minister, un monstru special făcut pentru dânsul, unde să fie și energia, și transport, și drumuri, și dezvoltare regională, și orice. La om care în viața lui a condus o companie din Hong Kong care se ocupa cu traduceri. Și iată, 2 ani el a administrat domeniul energetic, așa cum a administrat. Făcea naraduri cu cei de la Andreea și când trebuia să fie tariful majorat, vara, când consumul este mic. Eu politic nu a vrut să facă chestia asta. Au chemat pe cei de la Andreea, care sunt de prinși să se asculte pe cei de sus, că ei au fost puși de plăhatniuc acolo, în mare parte. Și spunea, nu aveți dreptul. S-au adunat devierele care noi am plătit, iată, iarna, 7 lei. Pe urmă, tot el a decis că noi trebuie 500 de milioane de metri cubi să procurăm gaze naturale.
De ce 500 de milioane? Care au fost raționamente? Bine, eu înțeleg octombrie-noiembrie dacă era, dar deja la sfârșitul noiembrie era clar că, în primul rând, depozitele de gaze în Uniunea Europeană erau aproape pline. Era directivă că la 1 noiembrie trebuia să fie 80% umplute depozitele. Birdu a zis că e nevoie de gazele pentru 2 luni. Dar în ianuarie, când era emisă a doua dispoziție secretă pentru a procura ultima tranșă de gaze, ultimele cantități de gaze, și era absolut clar că prețurile scad. De unde era această grabă? De unde grabă? Pentru ce v-ați grăbit voi cu aceste 200 de milioane? Și nota de plată noi acum tot să achităm și încă mai avem de achitat încă câteva luni. De ce ați făcut? Procuratura a ridicat acum documentele pe toate achizițiile 2021-2022. La ce ajungem, nu știu. Dar politic responsabil pentru tot scandalul, acest scandal care acum este și cineva face PR și cineva vrea să se manifeste, politic responsabil de facto este Andrei Spânu, juridic putem adăuga pe Natalia Gavriliță, că până la urmă ea era prim-ministru. Acum deja este ceea ce este. Mai avem încă 100 de milioane de metri cubi din stocuri scumpe. Energocom, în sfârșit, are lichidități pentru a procura gaz ieftin, ceea ce ei fac acum, slavă Domnului, că acele 4 miliarde, dacă erau alocate undeva în ianuarie-februarie, păi și tariful avea să scadă mai repede. Dar avem ceea ce avem, repet încă o dată. Politic și juridic, eu sper că totuși odată și odată Andrei Spână o să răspundă pentru ceea ce el a făcut. Cu inima lui împăcată, cu alte lucruri, nu știu. Dar eu trebuie să răspundă pentru asta. Dar la moment este foarte important ca Energocom să procure cât mai ieftin gazul și noi deja anul curent o să avem tarif mai mic și după ce se termină acest gaz scump din stocuri, o să fie gazul și tariful o să fie mai ieftin și prețurile care o să fie comercializat gaz pentru de la Energocom pentru Moldova Gaz, el o să fie mai ieftin, dar în toamnă, iarna, mult mai ieftin decât prețurile de la Gazprom. Dar matematic vorbind, la ora actuală, tariful de 18 lei e corect? Dacă să luăm în calcul că mai este acest gaz, acele stocuri cumpărate scump, că Moldova Gaz cere încă dublarea tarifului de distribuire și mai sunt încă devieri neachitate din anii 2021-2022, asta e. Dacă nu erau acești factori, dacă sau, de exemplu, dacă nu era Moldova Gaz ca furnizor de ultimă opțiune. Iată, nu-i Moldova Gaz, dar Energocom a devenit furnizor de ultimă opțiune și toate contractele de la Moldova Gaz au trecut la Energocom. Și strict dacă să luăm prețurile de achiziție care sunt acum și nu sunt stocuri procurate mai scumpe anterior, tariful trebuia să fie undeva, după calculele mele, la 11 lei. Dumneavoastră nu atingeți cu nicio pană Energocomul pentru că sunteți membru în cadrul Consiliului? De ce nu o ating? Eu, Energocomul, problema că aici nu prea... Noi avem probleme, dispute, discuții, eu nu sunt de acord pe anumite momente în cadrul Energocomului. Dar dacă să vorbim de acele 500 de milioane procurate, eu... juridic, va să spună procuratura dacă acolo a fost ceva legat de Energocom. Dar acele 200 de milioane care au fost procurate pe bani publice, Energocom nu a avut de ales. Acolo au fost emise două decizii Comisiei Situații Excepționale, au fost chemat directorul Energocomului, au fost supus să scrie, să semneze că e secret de stat. În deciziile erau indicată compania de la care trebuie să fie procurat gaz.
foc la ghete și semnează contractul. Adică, nu știu, poate eu dacă eram director, avem să procedez altfel și avem să dau demisia. Poate aici putem noi să spunem că dacă directorul, nu știu dacă directorul Energocomului era de acord în punct de vedere economic cu această tranzacție. Dar juridic el nu a avut încotro. Iată care e situația. În rest, dacă au fost încălcări în cadrul licitațiilor BERD, acolo au participat reprezentanții SIS-ului, reprezentanții CNA, au fost 7 companii precalificate, toate documentele sunt transmise acum la procuratură. Dacă se va găsi conflict de interese sau ceva, implicarea conducerii de la Energocom, că au fost ceva scheme și mijmașuri, înseamnă că ei o să răspundă. Eu, cel mai mare reproșul meu ține de acele 200 de milioane care au fost impuse de către guvern. Și aici eu pot doar etic să reproșez pe cei de la Energocom pentru ce voi ați acceptat și erați voi de acord cu această idee sau nu erați de acord. Dar juridic era decizia Comisiei Situației Excepționale obligatorie pentru executare și până în ziua de azi, asta este mare o discordie între mine și guvernul, dacă doriți, că eu consider că denumirea companiei trebuie să fie făcută publică și toată această tranzacție urmează să fie desecretizată complet. Da, dumneavoastră zilele trecute ați afirmat în mod public că recent la Consiliul de Administrare al Energocom propunerea dumneavoastră a fost respinsă privind adresarea către guvern cu solicitarea referitoare la desecretizarea completă a tranzacției. Dar în spațiu public zilele trecute n-au apărut numele totuși. Eu numele n-am văzut, dar eu sunt sigur că oricum a să apare. Eu, din câte am înțeles, Renata Usată are acces la informație chiar din anturajul apropiat al Andrei Spălu. Precis eu cunoaște denumirea acestei companii sau companiilor, nu știu, acolo este vorba că a fost o companie procladcă. Și care este rostul? Întrebarea mea a fost la Consiliu și întrebarea a fost către guvern. Care mai este rostul să țineți în secret? Că asta a fost condiția companiei, chipurile. Au trecut jumătate de ani deja, de la momentul contractului. Oricum, denumirea companiei în scurt timp o să fie, dacă nu a fost încă vociferată, nu a fost divulgată, o să fie. Precis, Usată cunoaște denumirea acestei companii. Eu nu cunosc. Iată, Usată cunoaște denumirea acestei companii. Dacă compania a avut scopul să nu fie divulgată informația, iată că informația deja este în spațiul public. Pentru guvernarea este foarte rău acest lucru. Foarte rău acest lucru că cineva aruncă pietrele politice, cineva face PR politic, dar guvernarea tace. Și prin tăcere, prin ascunderea, guvernarea cumva recunoaște vina. Și noi am avut în istoria scurtă a Republicii Moldova multe decizii secrete, după care peste ceva timp cetățenii urmează să plătească nota de plată în urma acestor decizii și noi plătim fiecare an până în ziua de azi această notă de plată. Dar cei care au luat deciziile mai devreme sau mai târziu oricum apar pe bancă de acuzații. Noi vedem și acest lucru, cu mare întârziere, dar vedem. Care este logica ascunderea informației, eu nu înțeleg. Dacă voi tot ați făcut corect, spuneți, iată, așa, așa, așa s-a întâmplat. Iată, era oportun că prețurile erau mai scumpe atunci și nouă ni s-a propus prețul mai bun. Deși, iarăși, eu revin la întrebarea oportunității acestei tranzacții în general. Nu era nevoie la acea etapă în genere de procurat gaz, din punctul meu de vedere. Dar asta e altă întrebare. Ieșiți și spuneți la societate cum s-a întâmplat acest lucru și de ce era nevoie de două decizii secrete. Dacă n-a să facă acest lucru, ei au doar de pierdut. Ca să încheiem cu gazele naturale, domnul Susar, dar cât poate dura, cum v-ați exprimat dumneavoastră, acest vinegret? Iată, noi, Chișinău, are un contract de 5 ani semnat de domnul Spânu, inclusiv
cu Gazprom. Noi la televizor ne lăudăm că noi nu cumpărăm gaz de la ruși, dar contract avem. Gazul, Moldova Gaz, oricum ia de la Gazprom gazul și îl dă regiunii transnistrene a țării noastre. Noi cumpărăm de pe burse, Gocon cumpără de pe burse și îl dă totul Moldova Gaz, care ne-l dă nouă. Este vinigretă în general dublu decât ați povestit dumneavoastră. Cât poate dura chestia asta așa? Nu, haideți să vedem în primul rând problema sub două aspecte. Aspectul securității energetice și problema prețului. Și pe unul și pe altul, la moment, există Energocom. Cu aceste umbre mai puțin plăcute, cu acele achiziții mai puțin reușite, cu acel trecut la care trebuie să spună cuvânt procuratura, dar oricum la moment Energocom asigură A, securitatea energetică, adică noi nu depindem și riscul ăsta nu există că, iată, Gazpromul poate manevra, manipula și face ce vrea folosind gazul ca bâtă politică. Și doi, Energocom este competitiv la preț. Noi vorbim că e prețul de acolo, că prețul de dincolo. Până la urmă, mai puțin contează, pentru mine, mai puțin contează de unde vine gazul. Oasă eu să fie pe, nu știu, prin care, prin revers și rusesc. Pentru mine, mult mai important ca noi să nu cumpărăm gaz de la Gazprom. Și să nu fim supuși acestui șantaj energetic din partea Gazpromului. Iată, momentul ăsta este vital pentru mine. La ora actuală, Energocomul cumpără gaz nu de la Gazprom, dar de pe bursele internaționale și iată, ați văzut ultima informație, o parte din gaz e de la compania din România, o parte din gaz din compania din Grecia și prețurile cu care cumpără Moldova gaz, cumpără Energocom, ei sunt mai mici decât cele oferite de Gazprom. Noi când vorbim de, nu știu, și că asta e același gaz, dacă același gaz, de ce Gazprom în contract ne propune gaz mai scump? Și să știți încă o dată, vreau să repet, toamna și iarna, prețul care este prognozat de la Energocom, care o să meargă la Moldova gaz, este mult mai ieftin decât formula care a fost negociată cu Gazprom. Și ultimul moment care este foarte important, dacă vorbiți de vinegret, eu cred că momentul adevărului va deveni foarte curând. Nu uitați de pachetul 3 energetic. Și aici este mare mea întrebare și mare și visul mare al meu. Ca Moldova Gaz să nu mai fie ca operator de ultimă opțiune pentru consumator final. Să fie altcineva în locul Moldova Gaz și acest lucru vedem cum o să fie făcut, deoarece din câte eu cunosc la 10 iunie, Moldova Gaz trebuie să spună ce alege. Sau Moldova Gaz rămâne furnizor de gaze și atunci rețelele de transportare trec în gestiunea operatorului independent sau să fie găsită altă soluție, sau Moldova Gaz se va ocupa doar cu transportarea gazelor, dar eu nu mai poate pretinde să furnizeze gazele. Am înțeles. Luăm câteva clipe de publicitate și continuăm. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Slusar, am avut 2 zile de protest în teritoriu. Fermierii au decis să dea guvernării 10 zile pentru a redresa situația. În caz contrar, pe 19 iunie, amenințați că veți organiza un protest de amploare în Chișinău și în toată țara. Pe rând, atâtea speranțe vi s-au dat încât la doar 2 zile ați oprit protestele? Nu doar este vorba de speranță. Noi am analizat mai multe aspecte. După 2 zile de proteste în teritoriu, următoarea rundă, desigur, următoarea etapă de proteste ar trebui să fie în Chișinău. Dar joi, în cadrul vizitei la Alova, domnul prim-ministru s-a oprit la fermierii și încă o dată a vorbit cu dânșii și a propus runda de negocieri la care să calculăm sau să fie prezentate calculele pentru alocarea compensațiilor. Și urmează să vedem când o să fie aceste negocieri. Plus, noi am discutat
detaliat mersul protestelor, următoarea etapă, care sunt barierele în teritoriu, care este impactul. Și am constatat că dacă în aceste două zile o parte din agricultori totuși n-au ieșit, oricum ei au rămas impresionați de aceste proteste. Tot mai mult și mai mult fermieri care nu neapărat sunt membri la Forța Fermierilor. Foarte mulți agricultori care suferă acum. Că falimentul nu întreabă carnetul de membru. Și iată, ei vor să iasă la proteste, dar au solicitat mai multă informație, mai multe întruniri. Chiar dacă noi suntem vocali, chiar dacă lucrăm bine cu presa și mulțumim presiei pentru reflectarea obiectivă a acțiunilor noastre, oricum noi avem zeci de mii de agricultori. Și nu toți până la capăt, până la urmă, cunosc situația. O parte mai au speranță, o parte vor ceva explicație, o parte au propuneri, poate ceva schimbăm în revendicări, o parte nu cunosc toate revendicările. Și noi, analizând ceea ce s-a spus în teritoriu, ținând cont de propunerea prim-ministrului, am luat decizia: haideți să vedem ce o să fie în cadrul acestor negocieri, dar noi nu suntem tare optimiști, deoarece toate negocierile precedente au ieșuat în mare parte, dar în paralel să facem timp de săptămână aceste discuții în toate raioanele, în zonele unde mai puțini au ieșit, în zonele unde agricultorii mai au dubii, să mobilizăm cât mai multă lumea și dacă negocierile iară eșuează, noi nici nu știm când ele o să fie, că așa foarte la general s-a spus, și dacă negocierile eșuează, noi lunea viitoare trebuie să mergem în numărul mult mai mare și să protestăm cu amploarea mai puternică, mai extinsă, atât în Chișinău cât și în teritoriile. Adică, pe de o parte, mai vedem o șansă de discuții, pe de altă parte, e nevoie să ne consolidăm, să extindem mișcarea noastră în teritoriu. Mai ales că peste o săptămână, pe data de 20, ministrul agriculturii urmează să meargă la Bruxelles, să discute problema noastră și să vină, adică să solicite niște fonduri europene. Cu mare întârziere face acest lucru. Noi din august 2022 tragem semnal de alarmă. Din august am solicitat atunci încă adresați-vă că vine catastrofa. Iată, a trecut aproape un an și cu mare întârziere domnul ministru o să meargă la Bruxelles, când mare majoritatea fermierilor mici și mijlocii, fără 5 minute, sunt în stare de insolvență. Și reșind din toate aceste circumstanțe, noi am luat decizia că timp de săptămână lucrăm mai mult în teritoriu, dar pentru luni 19 iunie declarațiile sunt depuse, mâine eu am să depun încă câteva declarații suplimentare pentru program de lucru, în caz dacă mergem luni, program de lucru în Chișinău. Noi, adică, ne consolidăm, lucrăm activ în teritoriu și ne pregătim pentru orice scenariu. Dar la cea întrevedere sau întâlnire dintre premierul Răcean și câțiva agricultori la Leova, domnul Răcean spunea că ministrul agriculturii Bolea a obosit un pic. El ce voia să zică prin asta? Că atunci, știu că în discuție câțiva fermieri spuneau că nu-i bun ministrul domnul Bolea, nu-i bun, la care domnul Răcean zice: ei, ca și fiecare din noi a obosit. Eu nu știu, trebuie de întrebat pe domnul Răcean, că eu cred că cunoaște mai bine regim de lucru domnului ministru. Eu știu că în acea perioadă când noi protestam, timp de o săptămână, domnul Bolea era plecat în China. Probabil zborul e mai așa, mai complicat acolo și de durata mai mare, mai obositor, nu știu. Mi-e greu de spus unde și de ce a obosit domnul ministru. Cred că o să dați această întrebare domnului prim-ministru, dar l-ați schimbat pe ministrul agriculturii, pe actualul, dacă ar fi voia dumneavoastră?
Eu nu vreau să intru în speculațiile care pot fi interpretate politic. Agricultorii au nevoie de soluții, de măsuri de sprijin. Mai puțin contează coloratura politică și când cineva spune prostii despre conotația politică a acestui protest, el nu înțelege că nu doar toarnă benzina în foc, vorbind asemenea prostii. Agricultorii au nevoie de salvare acum, în următoarele două luni, de faliment. Faptul că actualul ministru din vara 2022, când a devenit în funcție, a fost sesizat de nenumărate ori de noi și de alți agricultori despre situația, despre necesitatea stării de urgență, despre problemele cu băncile, despre necesitatea adresării către partenerii externi după fonduri, despre problemele cu logistica, despre multe, multe alte probleme și la care noi veneam tot timpul cu soluții, acest lucru este cert. Că practic nu a fost reacția din partea ministrului, din păcate. Și deja am menționat că a reacționat întârziat la ceea ce noi vorbeam încă din toamnă. Da. Și agricultorii, sigur, care, mai ales care au participat în toate aceste procese, dar noi avem peste 500 de agricultori ca membri și în chatul mare avem deja mai mult de 700 de fermieri. Ei chiar spun, nu toți sunt membri, dar pur și simplu e nevoie ne unește. Iată, ei văd acest lucru, ei văd cu cât greu noi venim, soluția 1, a 2, a 3, a 4, a 5, toate nu sunt bune. Aia nu e bună, stare de urgență, nu, cu bănșele nu discutăm, sau dacă discutăm, nu știu despre ce, reeșoanare nu putem face, bani pentru sprijin nu avem, importul din Ucraina nu închidem, și la una din ultimele întâlniri noi am avut un agricultor din Falești, a explodat și a spus, băi, dar spuneți-mi ce puteți face voi. Noi v-am propus, voi spuneți, noi ne crinicați, asta nu-s poate, asta nu-s poate, aici nu aveți bani. Noi ce trebuie să facem? Ce așteptați? Voi vreți că noi așa liniștit, încetișor, sub declarațiile formale despre integrare europeană, să zdohnim economic toți în fața voastră, dar și deau alături aceștia traderi de companiile transnaționale și zâmbeau în musteț, așteptând că noi să murim? Voi ce propuneți? Și atât aici e mare iritare este, că ministrul nu a reacționat la timp și eu aș spune că, în genere, practic, în afară de rambursarea TVA, care, apropo, a fost inițiativă deputaților, nu de la Ministerul Agriculturii, au ieșit, nu a fost niciun sprijin pentru agricultorii care deja a doilea an suportă toate consecințele crizelor în agricultură. Și aceste crize au impact negativ concomitent, începând de la seceta, război, probleme cu logistica, scumpirile la fertilizant, pesticide și motorină, anul trecut probleme cu băncile, decapitalizarea și până la urmă lovitură de grație, prăbușire vertiginoasă prețurile la producția agricolă. La ora actuală, iată, ieri noi am făcut calcule, numai pentru anul ăsta am făcut, pentru anul curent am făcut calcule la culturile de primă grupă, grâu, rapiță și ors. Am făcut foarte simplu. Cât s-a cheltuit media la hectar de grâu, de rapiță, de ors, care aproximativ o să fie recoltă, dar ea se așteaptă relativ bună comparativ cu anul trecut. Care este prețul orientativ, care deja sunt vociferate de trader. Și raportat cheltuielul la venituri de la vânzări. Iată, la ora actuală, dacă să luăm cifrele, doar la această primă grupă, pierderile agricultorilor sunt peste 2 miliarde de lei. Și asta nu-s pierderile, știți cum? Că eu au avut rentabilitate de 30%, dar acum au pierdut 2 miliarde și o să aibă rentabilitate de 5%. Nu! Asta pierderi pur și simplu sub prețul de cost. Adică asta e diferența dintre veniturile și cheltuielile.
care sunt agricultori. Asta pierderile directe care nu sunt pierderile, așa cum se spune. Și asta numai la prima grupă. Și asta fără că să calculăm seceta care a fost anul trecut, fără că să calculăm pierderile de diferență de preț care tot au avut mulți fermieri anul trecut. Noi am calculat doar pentru sezonul 2023 recolta reieșind din costul producerii care au fost toamna 2022. Asta e catastrofa. Și acest lucru trebuie să înțeleagă cei de la guvernare. Asta nu e moftul lui Slusar, lui Gonța. Asta e pur și simplu, agricultorii nu au încotro. Cuțitul a ajuns la os și ei o să meargă să lupte pentru propriile familiile, pentru propriile satele, ei o să meargă până la capăt. Asta trebuie să înțeleagă guvernarea. De ce toți ceilalți vecini ai Ucrainei interzic importul de cereale din țara vecină, dar nu și noi? Întrebare foarte bună. Desigur, formal. Ministrul Agriculturii răspunde cu statistica. Dacă vă amintiți, inițial au spus că noi totul se interzice, peste două zile s-a răzgândit. Ceea ce, desigur, nu i-a adăugat credibilitatea în ochii agricultorilor. Formal, eu... se acoperă de statistică. El arată că, iată, noi, la noi acum e statistică, practic nu se importă nimic, la ei se importă, dar la noi nu prea și pentru ce să facem, că facem numai mai rău, și Ucraina se supără și o să ne închidă nouă exporturi. Dar lucrurile stau, după mine, un pic altfel. Chiar dacă la moment volumii de import din Ucraina nu sunt așa de mari, dacă noi să luăm tot anul agricol 2022-2023, noi putem să constatăm că au fost importate 27.000 de tone de grâu, 52.000 de tone de porumb și 57.000 de floarea soarelui. Iar nu sunt cantități fantastice, nu sunt cantități... aparent nu sunt cantități catastrofale, dar... aceste importuri și faptul că există această oportunitate au impact extrem de negativ asupra prețului. Toate companiile, traderele ăștia transnaționali, ei repede s-au reorientat spre Ucraina, în primul rând, au abandonat agricultorii moldoveni, au început să se ocupe cu export direct grâului, porumbului și floarei soarelui din Ucraina, folosind portul Giurgiulești, care acum, sub aspectul agricol, aparține cui vreți numai nu Republica Moldova. Acolo producția agricolă moldovenească nu trece prin portul Giurgiulești. Și iată, aceștia traderi se ocupă mai mult, sunt concentrați pe producția din Ucraina, dar moldoveni zic, dacă nu vreți la prețul care noi vă oferim, noi aducem din Ucraina. Cum doriți? Și floarea, la grâu, porumba asta, ei nici nu au multă nevoie de importuri. Dar floarea aduce Transoiu, deoarece noi avem 3 fabrici de ulei. Dar unde nu aduce, el utilizează această pârghie și zice, nu ne dați, eu am să duc din Ucraina. Și sub acest aspect, interzicerea importului din Ucraina pe o perioadă scurtă, cumva ar echilibra piața, ar fi echilibrat piața și cumva nu permitea căderea liberă mai departe a prețurilor, că îi scad mai departe prețurile, din punctul meu de vedere. Și celelalte țări, 5 țări care au interzis, acolo tot, nu credeți că erau doar problemele cu stocuri, nu peste tot așa multe importuri erau. Tot cea mai mare problemă era de preț. Și la întâlnire cu doi prim-ministru așa și au spus că Polonia are alegeri parlamentare și iată au luat această decizie că agricultorii sprijină pe actuală partidul de guvernare și asta e cumva pentru a salva proprii fermieri. Polonia a mers la această măsură temporară. Parcă la noi nu sunt alegeri anul ăsta. Adică această decizie nu trebuie să fie privită doar sub aspect cantitativ. Nu doar prin simplă statistică. Ea trebuie să fie luată per ansamblu, să fie luată ca impactul prețului, ce fac traderii noștri și cel mai important că celelalte țări în jurul nostru au închis hotarul. Și nimeni nu ne garantează că la un moment dat, pur și simplu, toată producția din Ucraina, ca apă care caută fisuri, nu ajungă. Și nu e așa de ușor de oprit într-o zi chestia asta. Românii i-au luat 2 săptămâni
să oprească după 2 mai, că o parte din contracte erau cu data până la 2 mai, o parte din contracte erau fără data și acolo vreo 2 săptămâni erau probleme. Dar să duc fabula aceasta până la capăt. La ultima întâlnire cu prim-ministru, noi am spus, noi avem 5 revendicări. Dumneavoastră nu vrați să limitați importul din Ucraina. Ok, noi suntem gata să renunțăm de la această revendicare cu condiția că dumneavoastră semnați cu noi memorandum și vă asumați public îndeplinirea celorlalte 4. Că până la urmă, pe noi ne interesează, adică sunt 2 metode de a rezolva problema agricultorilor. Sau cresc prețurile la producție, sau voi compensați o parte din costuri care sunt foarte mari și fac producția noastră necompetitivă. Din două una. Dacă voi nu vrați să aplicați metodele tarifare, netarifare și nu puteți imediat să faceți ordinea cu importul, vă temeți, vă credeți, nu știu ce, atunci faceți cum a făcut Uniunea Europeană. Compensațiile. Uniunea Europeană a mers pe 2 căi, apropo. Ei și au închis importul pentru 5 țări și au alocat peste 300 de milioane de euro fermierilor ca compensație. Iată, banii ăștia în iunie o să ajungă la dânșii. Noi nu vrem să facem niciuna, nici alta. Și aici eu revin la întrebarea fermierului de la Falești. Voi și propuneți. Voi cu ce ieșiți? Noi vă spunem că noi dăm faliment, că noi o să ne zdohnim. Voi ce ne oferiți, domnii de la guvernare, în afară de declarații sterile despre svetul aia buduși în cadrul Uniunii Europene peste 2-3 ani, fonduri europene în 2025-2026, noi avem statut de candidat. Noi tare vrem să ajungem și noi în Uniunea Europeană. Noi vrem să fim parte componentă a sistemului de subvenționare și sistemului agricol, politicii agricole comune din Uniunea Europeană. Dar așa cum voi abordați lucrurile cu întârzierea, cu un an nu atrageți atenție și acum ne hrăniți cu promisiuni goale, noi pe drum nu rezistăm. Marea majoritate se duce de râpă și voi ajungeți în Uniunea Europeană cu 4 companii transnaționale. Voi asta vreți și fără sate. Dar făcând abstracție un pic, dacă o să puteți, deși nu o să puteți, de negocierile dure pe care le aveți cu guvernul recent. Ce ne puteți spune despre activitatea acestui nou guvern în primele 100 de zile? Și tot aici, refuzul guvernului de a prezenta un raport de activitate, zic că va prezenta un raport la finele unui an de activitate și coincidență sau nu, dublarea miniștrilor cu această ocazie a salariilor, dublarea salariilor miniștrilor cu această ocazie de la 26 la 50 de mii de lei pe lună. Eu vă spun părerea mea personală. Adică eu, iarăși, noi politic încercăm să nu discutăm. Eu cred că a mare majoritate a fermierilor opinia este mai proastă decât cea care o să o spun eu. Uh-huh. Eu aș diviza, adică eu, având un pic de experiență politică și ținând cont de promisiunile care au fost făcute la ziua inaugurării, despre prioritățile acestui guvern, eu aș diviza subiectul în două. Este componenta securității, asigurarea, sporirea măsurilor de securitate, atât pe intern cât și în raport cu război hibrid. Și a doilea aspect legat de economie. Erau și a treilea disciplină în instituțiile, aici eu nu vreau să spun nimic, nu cunosc situația și mari schimbări nu văd. La primul capitol, eu trebuie să spun că eu văd progres și, într-adevăr, anumite lucruri legate de securitate, eu observ anumite lucruri și văd că la capitolul securității acest guvern lucrează altfel. Mai ferm, mai eficient din punctul meu de vedere. La capitolul economiei, blocul economic, nimic schimbă. Nu văd. Poate o să mai fie... Eu mai dau un gram de speranță că pur și simplu domnul prim-ministru Volens 100 de zile a lucrat cu acest bloc economic care era și totuși treptat o să pune întrebarea că trebuie de schimbat abordarea
economică și dialog cu businessul, din punctul meu de vedere. Dar la ora actuală, iată, după 100 de zile, schimbări în economie nu se văd, dar la capitolul agriculturii, noi vedem că situația este dramatică, să nu spun altfel. Legat de majorări de salarii, desigur că în societate acest lucru, mai ales pe fondalul tuturor altor evenimente, pe fondalul sărăciei, acest lucru a produs reacția negativă. Eu discut cu oameni, deși eu niciodată n-am fost populist. Eu consider că calea aceasta că spre majorarea salariilor persoanelor cu funcție de răspundere este corectă. Și noi trebuie să mergem în această cale. Că miniștri care primesc 5.000 de lei sau 7 sau 8.000 de lei, ne place, nu ne place, dar peste o lună, două, tu poți deodată să mergi cu anticorupția acolo și să cauți și vrea. Trebuie să fie stimulente. Doar că, desigur, totul trebuie să fie proporțional. Această majorare în situația actuală, din punctul meu de vedere, este disproporțională. Cumva trebuie să fie corelate cu salariul mediu pe economie, pe pensia medie pe economie. Ministrul nu poate să primească salariul mediu pe economie, ne vorbim de pensie. Dar creșterea nu ar trebui să fie atât de bruscă. Eu am fost deputat. Am fost vicepreședinte al Parlamentului. Am refuzat de transport că să am mai mulți bani, că într-adevăr salariul trebuie să fie. Iată, credeți-mă, cu 20.000 de lei ca vicepreședinte al Parlamentului, tu poți să lucrezi. Tu poți să lucrezi cu 20 de mii. Da, asta a fost 4 ani în urmă. Iată, 20 de mii ajungeam mie. Poate era cazul să crească salariile, nu știu, până la 28-30 de mii de lei, ținând cont de inflația, de nivelul de responsabilitate. Dar totuși, cumva trebuia să fie găsit acest echilibru între răspunderea, între problemele financiare, situația în țară și un grad de sacrificiu. Adică, dacă tu vrei să schimbi ceva, iată, eu când am mers în politică, eu am discutat cu familia, am spus că iată, noi o să pierdem în venituri, eu n-am să pot, că eu câștigam mai mult până m-am dus în Parlament și după ce am plecat din Parlament, acum câștig tot mai mult decât a fost. Dar dacă lucrurile stau așa cum stau și noi vorbim de 15-20 de miniștri, persoanele care totuși nu sunt lichiți pământului, și vorbim de perioada 2-3 ani când trebuie de făcut efortul și de folosit această șansă pentru a integra Republica Moldova în Uniunea Europeană, voi trebuie să înțelegeți că trebuie să fie și elemente de sacrificiu. Da, salariul trebuie să fie, nu pot fără salariul, salariul trebuie să fie câtuși de cât care îți acopere minimum de cheltuieli, dar după mine, cu salariul de 25.000, chiar maximum 30 de mii, ministrul poate să lucreze. Da, dacă vrei să te duci în business, că câștigi acolo, du-te. Nimeni nu te impune să mergi. Tu trebuie să fii un pic de patriot și să înțelegi că e nevoie o leacă de sacrificiu, o leacă de echilibru, o leacă de înțelegere situației în țară. Din punctul meu de vedere, sumele care sunt propuse pentru miniștri, nu respectă acest echilibru. Asta una la mână și doi la mână au creat disensiuni și eu aș spune revolta în cadrul subalternilor. Că sunt foarte mulți funcționari publici pentru care nu merge acum majorare. Și sunt multe agenții și sunt multe instituții care unde responsabilitatea nu este cu mult mai mică decât la minister. Eu vă dau exemplu, AIPA. Noi, iată, ministrul Bolea o să primească 50.000 de lei. Dar despre reformarea AIPA-i noi auzim 20 de ani. Și 2 ani precis de când s-a schimbat guvernarea. Și tot auzim și iată AIPA
Acum 75 de unități suplimentare acolo și salariile nu n-a să crească. Ei acum caută soluție, cum de făcut, și salariul mediu la IPA 6-7.000 de lei. 6-7.000 de lei salariul mediu, dar ei gestionează bugetul de 1,5 miliarde. Și noi periodic auzim despre dosare penale, percheziții și asta mai auzim în continuare dacă nu rezolvăm această problemă. Și puneți-mi, vă rog, totuși responsabilitatea celor de OAIP care gestionează așa buget cu mult mai mică decât responsabilitatea ministrului agriculturii, cu cât mai mică să fie așa decolaj între 50.000 salariu și 6.000 de lei. Pe această notă financiară, eu trebuie să spun că mergem pe acasă, domnule Slusar. Eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mersi mult pentru invitație. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.